Se întorc ploile din această seară, încep în vest și cuprind încet, încet toată țara. Până luni, meteorologii ne-au avertizat să ne așteptăm la furtuni precum cele care ne-au măturat țara săptămâna trecută. Simona Boțog are toate informațiile. Bună seara, Simona, te ascultăm! Bună seara! În aceste două zile, spun meteorologii, trebuie să ne așteptăm la ploi torențiale cu fulgere puternice, vânt care va bate și el cu putere și chiar la grindină. Cantitatea de precipitații va atinge local 50 de litri pe metru pătrat. Avertizmentul este valabil în principal pentru vestul, sud-vestul și centrul țării, dar de plouat sunt șanse, avertizează meteorologii, să plouă în toată țara. În zonele care nu vor fi afectate de furtună, temperaturile vor rămâne la fel ca astăzi, în jurul valorii de 30 de grade. Îți mulțumim!